Procurorii DNA au început urmărirea penală față de directorul general adjunct al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Aurel Pană, dar și față de Mugur George Voina, membru PC și director al unei firme într-un dosar de luare de mită și trafic de influență. Aurel Pană este fost secretar executiv al PC Diaspora și actualul președinte al Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru Achiziția de Ulei în cadrul programului de ajutorare a persoanelor cu venituri mici, program finanțat din fonduri europene. Potrivit DNA, în perioada mai-august 2013, Pană ar fi condiționat atribuirea contractelor de achiziție de ulei către o anumită firmă în schimbul unui comision de 10% din valoarea contractelor. Contractele vizate au o valoare totală de aproximativ 16 milioane de euro, iar DNA susține că directorul adjunct al APIA i-a cerut unui reprezentant al firmei respective un comision de 1.200.000 de euro, atât direct cât și prin intermediul lui Mugur George Voina. În urmă cu 2-3 săptămâni am avut o discuție cu domnul ministru agriculturii, tocmai, dacă vreți, un pic sau colateral, dar tangențial totuși cu problema acestor achiziții. Din cunoștințele mele s-au luat în ultima perioadă niște măsuri foarte evidente. Și la nivelul țării, negocierea noastră a fost la Uniunea Europeană și nu ușor am obținut această chestiune, pentru că au fost cei care s-au opus la acordarea acestor ajutoare, circa 2,4-2,5 milioane de cetățeni. Iar anul trecut, dacă nu mă înșel eu, datorită unor probleme, nu au putut fi date toate aceste produse. Am înțeles că a fost o problemă cu o licitație, cu o bancă din Bulgaria. Mai mult, în iulie 2013 a fost semnat un contract de lucrări prin care societatea la care Mugur George Voina este director urma să primească de la firma câștigătoare a licitației organizate de APIA peste 500.000 de lei plus TVA. Procurorii susțin că pe fondul presiunilor exercitate de George Mugur Voina și Aurel Pană, reprezentantul societății câștigătoare a licitației a semnat la începutul acestei luni contractul prin care externaliza serviciile de transport către societatea recomandată de Aurel Pană. Are în vedere derularea programului pe anul ăsta și probabil că sunt probleme și o să cerceteze. Eu ce pot să vă spun, că toate achizițiile de anul acesta au fost monitorizate de UCEVAP și că n-am fost singuri în derularea acestor proceduri. Anchetatorii au făcut percheziții la sediul APIA, de unde au ridicat trei calculatoare, printre care și pe cel al directorului adjunct.